Bună seara, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Bun venit pe pagina mea de Facebook în bucătărie la Zidana Uzacono. Vă salut și vă transmit sănătate, aveți grijă de voi. Astăzi vin cu un tutorial foarte interesant. Dar mai întâi îmi las un comentariu. Din ce țară mă privești, din ce oraș, din ce colț ale lumii și te rog acest video micuț, n-am stat mult cu voi, că nu vă iau de mult timp. Credeți-mă că este un live foarte interesant, cu câteva sfaturi importante, mai ales când este vorba de ochi, mai ales când este vorba de pancreas, diabet, pentru cei care sufră cu diabet. Și astăzi vă povestesc ceva interesant, așa, despre florile de crăiță, sau se numesc țăgănaș. Bună seara, dragii mei prieteni, cu mult, mult drag, Zidana Uzacono. Crăițele sau țăgănașii, care ele cresc în grădina noastră, ele cresc în toată Europa, deci mulți din noi nu știm, dar deci este o plantă tămăduitoare. O plantă utilă, mai bine spus, pentru sănătatea ochilor, dar și o plantă sănătoasă. Cea mai utilă plantă, să spunem la drept, care să o luăm ca să avem ochi sănătoși, dar nu numai pentru ochi. Da? Această plantă previne și stopează, deci ca să luăm la drept, bolile ochilor. Are un sediment puternic. Dragii mei prieteni, din ea poți face ceai, poți face macerat, din ea poți pui un ulei, din ea poți pui cu tinctură, din ea poți pui chiar și în infuzii, dar foarte bun, foarte sănătos este și ceaiul din crăiță, da? Mai este denumită prințesa florilor, are culoare galbenă, portocalii, deci aurii cu miros puternic. Toată lumea le știe, da? Toată lumea le cunoaște care sunt, deci crăițele sunt de mai multe soiuri. Sunt și mai rare, cum am eu aici, deja eu am început să le strâng, sunt și mai dese, sunt și mai galbene, sunt și mai portocalii, sunt și mai închise. Ele toate oarecare le ai tu, orice fel de crăiță, deci ele toate sunt bune. Poate nu ați știut, dar această plantă este un adevărat leac pentru multe afecțiuni. Ele absorb din pământ atent și depun pe petalele lor sau depozitează aurul și cuprul, niște microelemente importante pentru funcționarea organismului. Este denumită șofran galben. Mai ales în Georgia, da, în Georgia el este, deci folosit ca ceai, condiment, ca în carne, în pește, în salate, prafuri, da, face foarte multe prafuri și din el este, deci, făcut culoare pentru diferite textile. Dar să știți că crăițele, ele se mănâncă chiar în salate. În multe cazuri le spun, la castraveți murat ca să dă un gust diferit, da, are un gust foarte puternic, dar noi nu punem mult ca pe frunză de dafină, da? Deci în multe cazuri este folosit și în campote. Ia să încercați, puneți câteva petale de crăiță în campot când faci. Pentru funcționarea organismului, să luăm la drept, în Europa ea este crescută, noi mulți n-am știut, da? Mulți o confruntă cu gălbinele, dar nu sunt sau cu popădie, dar nu este. Deci este crăiță sau țăgănaș, da? Are în compoziția ei helenină, cine știe ce înseamnă, uleiul volatilii, tafitan, tot este foarte bun. Iar chiar cu ele poți face și comprese, dacă o puni în rachiu. Uitați-vă câtă informație, deci, pot să-ți dau eu ție asta. Regrează circulația sanguinii, pui compresie sau chiar faci balizam de crăiță. Dragii mei prieteni, da, ceaiul este minunat pentru tusă, bronșită, astmă. Este minunat ceaiul pentru dureri de articulații. Deci este foarte bun pentru dermatită, boli de pele. Deci este foarte, foarte benefică. Eu te rog să-mi distribui acest live să ajungă cât mai departe pentru cei care n-au știut despre crăiță sau despre țăgănaș. Infuzia de flori de crăiță ajută foarte bine la vasele sanguinii, la boli ginecologice, pentru femeile care se confruntă cu ciupiarcă sau cu, chiar cu bărbați care au diferite infecții. Chiar ceaiul
de căiță. Este minunat, da? Este un calmant, este un relaxant, este pentru nervozitate ceaiilor, chiar este dacă tu nu poți dormi. Este denumită și o plantă biblică, chiar pentru insomnie, dacă vorbim de ceai. Dacă vorbim de dureri de gât, poți face ceai cu garganta, adică să faci spălături de gargantă. Ajută foarte bine la iritația pielii, la inflamația intestinală, cramp, dureri menstruale, mai ales când mai vorbim de colon. Da, dragii mei, pentru persoane care sufăr cu cancer de colon, știți că cel de crăiță, deci este minunat. Are foarte multe vitamine A, B, C, are foarte mult calciu. Dar să știți că cel de crăiți, pentru cine n-ați știut, voi, eu am și uscate, eu am și proaspăt, te ajută foarte bine la hepatita A, B, C, adică la problema cu ficatul gras, pentru cine deci la. Chiar poți face un măcerat cu apă, să pui într-un borcan de 3 litri, 300 de flori de crăiță și această apă să o bei chiar pe toată ziua, da? O zi da, cinci nu, ajută foarte bine la curățirea, deci, ficatul, dar foarte bine ajută la afecțiunile oculare cronice pentru persoane care suferă cu vedere, pentru persoane care au probleme, care nu vede, care curg ochii, conjunctivă, pentru cine știe ce înseamnă, combate oboseala, dureri de cap și oboseală cronică. Uitați-vă câte informații deci are aceste minunate flori de crăiță. Eu am aici jumate de litru de apă, un vas, și a spun în felul următor, ia uitați-vă, numai petalele, așa, dacă noi avem probleme deci cu văzul, da, dar credeți-mă că ajută foarte bine și la articulații, nu multe, poți le combini cu sănătoarea, poți să combini foarte bine cu matasa de păpușoi, dacă noi vorbim, sau matasa de porumb, dacă noi vorbim. Poți să o combini chiar și cu patlagina, chiar ca în felul următor. Nu o faceți puternic, ca voi să vă fie greață, deci, sau să vă fie amărui. Nu, dragii mei prieteni, îl faci ușuriel, îl lași să măcerească câteva minute și apoi poți să bei. Îi ajută foarte bine și cu siguranță pentru persoanele care nu pot să dorm. E să vede, încearcă 2 zile, mai ales seara, câte o cană mare de ceai de flori de crăiță, îți vezi cât de bine dormi și liniștit. Dacă tu le ai în ogradă, dacă tu le ai la vecină, mai ceri, fiindcă ele sunt foarte bune. Dragii mei prieteni, eu și le usuc, le fac și chiar și pulbere, dacă este vorba ca să facem, deci pe timp de iarnă. Dar cum faci noi, spunem, un măcerat pentru articulații, să faci și cremă, să știți. De crăit să faci cremă pentru dureri de articulație sau pentru boli de piele. Într-un borcanel de sticlă, numai decât de sticlă, voi trebuie să spălați numai decât cu bicarbonat de sodiu. Voi pune flori de crăiță, dragii mei prieteni, dar eu mă stăru și scot numai petalele. Așa, eu foarte mult în grădina mea cresc flori de crăiță. În fiecare an eu fac foarte multe videouri cu flori de crăiță. Ele sunt minunate pentru plămâni, pentru turbeculoză, să știți, mai ales pentru persoane care suferă foarte des cu infecții la plămâni, chiar și apă la plămâni. Ceaiul de crăiță sau chiar, să spunem drept, să iei câte un litru de ceai de crăiță, mă nu puternice, da? Maxim un litru de apă fierbinte, torni peste 20 de flori de crăiță la un litru, nu mai mult, da? Torni apă fierbinte, îl lași maxim 7-10 minute să măcerească, apoi poți bei, deci, ceaiul ajută la plămâni pentru persoanele care suferă cu turbeculoza, să știți, da? Este o plantă foarte ieftină, da? Dar să știm că se vinde și în capsule. Eu întotdeauna mă stăru să le iau proaspete, verzi, crescute, mai ales de mine, că nu au, nu sunt stropite, las fiele mai, spunem de exemplu, e ca acum e asta, tot e o floare de crăiță, da? Da, dar nu este atât de mășcată sau mare ca asta, dar el este natural, nu este, deci, stropită cu nimic, da? Și-o de aia și le iubesc. Eu ne-am pus într-un borcanel flori de crăiță, în felul următor, ia uitați-vă, da? Se primește un ulei foarte bun, mai ales pentru alergii.
Da, când este vorba de alergii. Dar des mă întreb, dacă nu este vorba de diabet, ce ai? La diabet și la ochi, tu bei ceai. Dacă nu este vorba de alergii, dermatită, psoriază, eczem, în felul următor. La rece este un ulei care se numește ulei presat la rece. Îl faci tu singurică acasă, nu are rost să-l cumperi. Într-o borcanel, umplu aproape plin cu petale de crăiță sau țigănaș, cum îi numim noi, și peste ea tom ulei. Eu, în cazul meu, am ulei de măslin. Tu poți pui care ulei vrei tu, care ulei ai tu. Și aici mă întreb, ulei de floarea soarelui sau poate nu? Ulei de floarea soarelui, alte tipuri de ulei poți pui de in, de măslin, de dovleac, de avocado sau altceva. Acest ulei îl lași maxim 40 de zile și poți te ungi piele. Ajută foarte bine la afecțiunile vasculare, la vene, pentru persoanele care suferă cu venile, cu varicoza. Este minunat, să știți. Chiar și la unghii bolnavi, chiar și la unghii bolnavi, da? Dacă vorbim de diabet și de pancreas, nu uităm ce ai. O cană dimineața, o cană la amiază și o cană mare de 200 de ml, deci, pe zi. Ce mai putem să facem? Le uscăm, dragii mei, pentru cum am eu în cazul meu uscate aici, uitați-vă, da? Deci eu am aici uscate, poți face pulbri iarna pe timp când este frig, la fel poți să-l bei. Dacă tu ai uscate, poți face macerat, poți și poți pui chiar și în tinctură. În rachiu. Pentru ce în rachiu? Ca să ne ungem pe piele, ca să ne ungem când avem coșuri. El este foarte bun, chiar și în oțet. Dacă tu nu ai rachiu, cum spun eu, de 37-40 de grade, da? Tinctură asta, vodcă, îi mai spun eu, îi mai spun țuică, îi mai spun pălincă, da? Dacă nu ai, clar că poți pui și un oțet, dar chiar poți face oțet, chiar poți face ceșor și măcerat, chiar poți face cu rachiu și chiar poți face unguent de crăiță pentru afecțiunilor pielilor, cum fac eu, de fiecare dată. Știți că crăițele, țigănașul, deci este un adevărat leac pentru multe afecțiunile bolilor noastre, dacă noi avem, deci, diferite situații. Este foarte, foarte bun, da? Așa, dacă ne uităm și vorbim de diabet, că este o întrebare care foarte multă lume mă întreabă. Zidana, diabetul, știți că florile de crăiți chiar în proaspete sau uscatele sunt foarte bun, dă glicemia jos din sânge, ajută la colesterol, ajută la ficatul gras, ajută la hepatita A, B sau C. Când vorbim de diabet sau de ficat gras, atunci merge ceaiul, 3 câini pe zi. Pentru cei care au diabet, da? Care au diabet mare și se confruntă cu această situație, ar fi bine scoateți pâinea albă. Dacă faceți așa cură, el este foarte bun. Și ați mai zis, Dana, da? Deci, persoanele care poate să facă alergii, nu, nu are cum să facă alergii. Alergii îți faci torta, alergii poate să facă un ou care nu este proastă, o cremă care este mai veche, da? Dar aceste tipuri de uleiuri, aceste tipuri de tinturi, nu are cum să-ți facă alergii, fiindcă ele sunt ceaiuri și foarte, foarte sănătoase, da? Așa, compresă. Dacă ai dureri de picioare, poți pui corachiu, poți pui corachiu și poți să mânti chiar pe piele unde ai tu alergii sau alte diferite de afecțiuni bolilor de piele sau dureri de articulații. Ne-am umplut borcanelul cu flori de crăiță, peste el torn rachiu. Rachiu de casă, rachiu făcut de mine, dragii mei prieteni, da? Sau țuică, sau vodcă, în felul următor, la fel. Poți să las 40 de zile, el să primească foarte galbenă, să iasă toată flavonoida, deci din flori și este foarte bun. Această plantă, floare, îi spui cum vrei tu, știi că ea absorbe, dragii mei prieteni, aurul din pământ și cupru. Cupru și noi, oamenii avem nevoie de cupru, de aur, de seleniu, de potasiu, este foarte important, fiindcă să știți că dacă sunt persoane care au lipsă de potasiu, e rău, lipsă de fier, e rău și ne îmbolnăvim, ne schimbăm la culoarea pielii. Putem, dacă nu avem fier, deci ne facem galben, cade părul, strică unghiile, cad unghiile, dacă este lipsa de fier.
Așa, ați văzut câte informații bune cu siguranță v-am dat eu. Gratis, vă știți care sunt creițele, voi cunoașteți care planta se numește prințesa florilor sau țigâna, da? Vă culegeți cât doriți. Clar că în ceai nu puneți, dragii mei prieteni, mult ca să fie mare, fiindcă câțiva din voi poate să-mi scrieți, Dana, eu am pus multă și e negreață, nu-l poți bine, îl faci cât mai ușor ca pe o limonadă. Chiar poți pui și lămâie, este foarte bună, ia uitați-l, da? El chiar curăță și sângele. Uitează cât de bine arată. Mă rog, dacă vrei să iei ceaiul din plante, asta este cu tine. Noi bem ceaiul de flori, flori de câmp, flori de deal, flori de grădină. Noi bem foarte multe ierburi naturale care cresc pe voi, pe colini, care sunt iubite de animale, așa cum beiau cândva moșii și strămoșii noștri. Este foarte bun, credeți-mă, nu este mirositor. Încearcă, măcar pentru gospodinile care fac compot, încearcă măcar să pui 2-3 petale de flori de crăiță, deci în compot, ai să vezi ce gust are minunat. Crăițele, în cea mai mare țară care este folosită, este în Georgia, să știți. Și nu Uzbekistan. Da, dragii mei prieteni, în țările aziatice, ele sunt folosite ca un condiment pentru carne, pentru ceaiuri uscate, se fac diferite balzamuri, se fac diferite uleiuri pentru salate, uleiuri volatile. Mai este și folosit în scop terapeutic, se face ulei din crăiță pentru masaj, pentru relaxare, pentru cine are mușchii încordați, pentru cine are dureri de spate, pentru cine are hernie de disc, dacă voi cunoașteți ce înseamnă. Dragii mei prieteni, uitați-vă câte informații v-am dat eu astăzi vouă. Foarte bun, am făcut ceai, v-am arătat cum faci ceai, v-am arătat cum faci o macerat, maceratul e acolo, macerat din flori de crăiță, v-am arătat cum se face chiar în tinctură, pentru piele sau pentru articulații, da? Dar mulți din voi, cu siguranță, poate nu știți adevărul despre acest leac minunat, despre această plantă minunată, da? Dar este formidabilă, formidabilă. Ele sunt și mai mușcate, și mai frumoase, diferite. Alegeți care vreți voi, orice crăiță, orice țăgănați, deci galben, portocaliu, cu miros puternic, ele sunt sănătoase pentru sănătatea noastră. Da? Ne învățăm, ne dezvățăm, mai bine spus, de a lua multe injecții, perfuzii sau alte tipuri care ne face rău la ficat, da? Nu mai puneți la copii atâtea injecții, da? Ne învățăm ca să ne tămăduim, să ne simțim bine cu plante, flori de câmp sau chiar din grădină. Minunata plantelor de crăiți țigănaș, care este o plantă foarte utilă sănătatea ochilor, că este bună pentru ochi, da? Este o plantă sănătoasă chiar și ceaiul. Dacă vorbim de ochi, pentru persoane cine are probleme cu văzul, ceaiul este minunat pentru văz. El migliorează vederea, mai ales pentru cei care au conjunctivă, infecție, da? Este bună și pentru prostată la bărbați, este bună și pentru impotență. Puterea acestei plante, da? Deci ea tămăduiește mii și mii de boli. De aia își face parte din planta aurul naturii, fiindcă ea are aur, ea scoate din pământ aur, cupru, da? Din petalele ei, are clar că are în cantitate micuță, dar este foarte bună pentru noi. Pentru persoanele care trăiesc la țară și au în grădină această plantă minunată, da? Prințesa Flori, mai numește, da? Galbenă, această culoare galbenă, portocalie aurii. Deci vă puneți în oțet, în rachiu, faceți ceai, uscați, cum vreți voi, dar nu o aruncați. Dacă vreți, mai dați cumva, toată lumea să fie sănătoasă. Te rog să-mi distribui acest lac, este foarte util și mulți de voi, cu siguranță, n-am știut de beneficiile acestei minunate. Deci uscat, macerat, păstrează, să luăm la drept, da? Pe mai mult timp, nu-i scoateți florile de aici, da? Chiar din flori de crăiță se face balzam pentru buză, da? Pentru cine are buză uscată. Se face cremă foarte bună cu mere de albini,
și cu ciar de albin, dacă este vorba de articulație, de osteohondroză. Poți pui chiar și comprins pentru vene, dacă tu ai vene, cu rachiu sau chiar cu ulei, îl lași la măcerat și îți unge unde ai tu probleme cu venele, varicoza. În afară de asta este un colorant foarte bun care mai este numit șofranul galben. Sunt mai multe tipuri de șofran, da? Este un șofran acel roșu care eu tot îl folosesc mult, care el nu crește în Republica Moldova sau în România, dar crăițile este numit șofranul galben care este, care se mănâncă, da? Și spune ca un condiment în carne, în ceai, în diferite dunieri, pentru cine deci știe. Așa, da? De ce crește peste tot în toată Europa, când se le găsește peste tot, are un miros îmbătător, un miros puternic de aia și dacă are miros, numește plantă biblică, da? La revedere! Aveți grijă de voi, acest live te rog să-l distribui, să ajungă foarte departe. Toată lumea la să știe cât de minunată este și utilă această plantă care este și diabet, și pancreas, și ficat, și hepatită, și circulația sângelui, și ochi. Deci este bun și pentru gât, și pentru prostată, și pentru plămâni, și pentru astmă, dragii mei prieteni, și pentru chiar oboseală cronică, ceaiul din trăiți ajută foarte bine la insomnie. Cu voi a fost prietena voastră Zidana, aveți grijă de voi, numai bine, vă iubesc, dragii mei prieteni, mă stăru cât de puțin, că grădina mea e plină cu flori, cât de puțin să vă aduc un sfat interesant, care pentru așa sfat este învățat, dragii mei prieteni. Pentru așa sfat, noi învățăm, da? Ca să știm care sunt buni, care nu sunt ca ciupercile, trebuie să le cunoști care sunt buni și nu dăunătoare pentru sănătatea noastră. Zidana, vă iubesc, îmi lași un comentariu din ce țară mă privești. Îți doresc sănătate, ai grijă de voi, cu mare drag și cu mult respect față de voi, fiți sănătoși, toată lumea. Sănătate, dragii mei prieteni!